Am fost foarte plăcut surprins să văd cât de mulți oameni au fost interesați să vadă cum se face replicarea practică a indicelui BET. Tocmai din această cauză, astăzi îți voi arăta practic care sunt companiile pe care eu am ales să le cumpăr, în ce proporție am ales să le cumpăr, pe ce perioadă și care este brokerul cu care eu aleg să lucrez în acest parteneriat. Te salut, Cristian Trăboiu, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare. Și haide să ne apucăm de treabă să îți arăt cum se face replicarea manuală a indicelui BET. Și dacă facem noi o scurtă recapitulare, haide să îți spun cum am ajuns să iau această decizie. Păi, în ultimele două luni am început să fumez în mod activ. Acum, fumatul în sine, după cum probabil știi, nu este cea mai cel mai sănătos obicei. Pe lângă asta mai am și o cheltuială lunară undeva între 700 și 800 de lei. Odată cu începerea acestui obicei, eu am primit în mod activ foarte multe apostrofări, foarte multe remarci, foarte mulți oameni mi-au scos ochii la propriu și la figurat că m-am apucat de fumat și nu este cel mai sănătos obicei. Acum, aceste apostrofări sunt 100% fondate, eu nu neg nicio astfel de apostrofare, sunt de acord cu toată lumea că nu ar trebui să fumez. Tocmai din această cauză am decis să renunț la fumat. Și banii pe care economisesc în urma acestui obicei pe care decid să-l dau deoparte, să aloc către replicarea indicelui BET cu o sumă de 1000 de lei în fiecare lună. Acum, scopul acestui portofoliu nu este ca eu să mă îmbogățesc, scopul acestui portofoliu este ca să dezvolt un portofoliu investițional pentru a-mi ajuta părinții la pensionare. Da? Deci, scopul nu este ca eu să mă îmbogățesc, scopul nu este ca părinții mei să se îmbogățească. Scopul este să îi ajut pe ei în momentul în care se vor pensiona. Asta înseamnă că nu vreau să mă implic activ foarte mult timp în fiecare lună, adică vreau să am o investiție cât mai ușoară și să aloc cât mai puțin timp către această investiție, și rezultatul acestui portofoliu nu mă interesează mâine. Da, deci mă interesează pe o perioadă mai lungă de timp. Pe ce perioadă mai lungă? Imediat o să-ți și arăt. Acum, ce companii am ales să pun în replicarea acestui indice? Păi, dacă ne uităm la da, indicele reprezentativ al României, observăm aici primele 20 de companii. E bine, eu am ales primele 4 companii, o companie de la jumătatea indicelui și ultimele 4 companii. Da? Deci, în total, am 9 companii. De ce am ales eu aceste companii? Cum am ajuns să aleg aceste companii? Păi, dacă ne uităm la profilul de risc pe care l-am calculat pentru mine, Observăm în felul următor. Profilul meu la risc a obținut 71 de puncte, care înseamnă un profil la risc asertiv. Da? Deci nu este agresiv, este asertiv. Am fost la agresiv, am trecut la asertiv. Asta înseamnă că acest profil la risc îmi permite mie să investesc nu doar în primele companii din indice, îmi permite să investesc și în companiile mai mici din indice, pentru că profilul meu la risc îmi permite. Acum, haideți să-ți arăt cum arată fizic o replicare a indicelui BET. Și am un fișier de această manieră în care eu îmi notez tot ce fac în momentul în care vine vorba despre replicarea indicelui BET. Și avem în felul următor. În această, în această replicare trebuie să fie undeva între 6 și 12 companii, toate peste 2% din portofoliu. Și aloc lunar 1000 de lei, asta înseamnă că o să aloc pe fiecare companie în parte, în medie pe lună. 300 de lei. Asta înseamnă că într-o lună o să cumpăr din cele 9 companii 3. Da? Deci, în fiecare lună nu o să cumpăr toate companiile în același timp. Nu. Într-o lună o să cumpăr primele 3 companii, în următoarea lună o să cumpăr următoarele 3 și așa mai departe. Da? Asta înseamnă că nu pot să fac replicarea 100% încă din prima zi. Încă din prima lună o să-mi trebuiască o perioadă mai lungă de timp. 2, 3, 4, 5 luni. Ok, bun. Companiile pe care eu am ales să le pun în indice le-am trecut în acest tabel. Adică avem Banca Transilvania, avem Hidroelectric, OMV Petrom, Romgaz, OAN United, Sfera, Bursa de Valori București, Purcar și Compet. Și bineînțeles, avem și procentul din BET. Da? Deci dacă ne uităm în BET, observăm că Banca Transilvania reprezintă 22,07%, Hidroelectrica 18,7% și așa mai departe. Acum, eu nu o să pun niciodată să fac replicarea 100% fix la ce spune betul. Tocmai din această cauză o să am nevoie să fac un procent adaptat. Procentul adaptat eu l-am făcut în felul următor. Am ales Banca Transilvania 23%, Hidroelectrica 20%, OMV Petrom 16% și așa mai departe. În total, în momentul de față, 100% din portofoliul meu este distribuit către aceste 9 companii în indicele beta aceste nouă companii reprezintă doar 69%, da? deci nu 100%, doar 69%. Asta înseamnă că eu iau 69% din indicele bet și îl replic într-un portofoliu al meu. Da? Deci tot portofoliul meu reprezintă aceste nouă companii. Bun, acum ce mă interesează nu este să să fiu profitabil din prima zi pe fiecare companie în parte. Da? Deci, nu asta mă interesează, nu ăsta este scopul, pentru că eu vreau să investesc pe o perioadă de minim 10 ani. Și atunci, ce mă interesează, în realitate, este diferența față de indicele BET. Asta mă interesează pe mine, de fapt, pentru că eu nu mai aleg companiile în care să investesc, aceste companii sunt alese de indicele BET, eu doar aleg să fac replicare. Atunci, pe mine mă interesează diferența față de indicele BET. Nu mă interesează să fiu profitabil pe fiecare companie în parte. Nu ăsta este scopul. Acum, haideți să vedem ce companii am cumpărat. Păi, luna aceasta, adică în iunie, am ales să cumpăr patru companii. De ce patru și nu trei? Pentru că la începutul acestui portofoliu am depus o sumă mai mare de bani. N-am depus doar 1000 de lei, am depus 3000 de lei. Și tocmai din această cauză mi-am permis să cumpăr mai mult decât aș cumpăra în condiții normale. Ce lucruri s-au întâmplat în felul următor? Am cumpărat la Hidroelectrica 5 acțiuni, am mai cumpărat la One United 350 de acțiuni, am mai cumpărat la BVB 5 acțiuni și am mai cumpărat la purcari 20 de acțiuni. Da, Deci luna aceasta, acestea sunt achizițiile pe care le-am făcut și acestea sunt prețurile la care am cumpărat. În același timp mi-am făcut o prognoză și pentru următoarele luni, adică în luna iulie, voi cumpăra Banca Transilvania, anticipez 10 acțiuni Voi mai cumpăra ONZ Petrom, anticipez 400 de acțiuni Și voi mai cumpăra RomGaz, anticipez undeva la 53 de acțiuni Pe lângă aceste prognoze de pe luna următoare, de pe luna iunie Am făcut o prognoză și pentru luna august Unde aleg din nou să cumpăr Banca Transilvania Mai aleg să cumpăr Sfera Și mai aleg să cumpăr Compet da? Și în momentul în care voi face aceste achiziții Prețurile din piață probabil vor fi diferite. Tocmai din această cauză, în momentul ăsta, este doar o prognoză. Nu știu 100% dacă voi cumpăra fix aceste acțiuni și la aceste prețuri. Vom vedea în momentul în care voi face achiziție. Tocmai din această cauză am nevoie să fac o oarecare prognoză pe o perioadă de câteva luni. Care este rezultatul acestei prognoze? Păi, în 3 luni de zile, aș fi foarte aproape de indicele BET. Adică, aici diferența la uh, adaptarea dintre portofoliul meu și indicele BET. Diferența este foarte mică. Este de 1%, 2%, maxim 3%. Aceste diferențe sunt foarte mici, sunt foarte mici. Nici un ITF nu poate să facă replicare de 1 la 1. Poate să vină cât mai aproape de 1 la 1, dar 1 la 1, 100% nu se poate. Tocmai din această cauză, preferința mea este să fiu cât mai aproape de 0 când vine aici vorba despre diferența față de BET. Voi fi vreodată la 0, 100%? Nu, dar nici ăsta nu este scopul copul este să fiu cât mai aproape de zero. Acum, întrebarea este, ok, faci aceste achiziții, dar ce broker folosești? Care este partenerul cu care alegi să lucrezi pentru acest portofoliu? Ei bine, brokerul pe care eu îl folosesc în momentul de față pentru bursa locală se cheamă Goldring. Goldring este unul dintre cei mai vechi brokeri de pe bursa locală. Este un broker cu care eu colaborez de ceva vreme. Asta nu înseamnă că și tu trebuie să faci aceleași lucruri. Bineînțeles, nu sunt nici cei mai ieftini, nu sunt cei mai scumpi din piață, dar sunt, este un broker cu care eu am colaborat foarte bine, îmi place foarte mult acest broker. Din nou, asta nu înseamnă că și tu trebuie să faci același lucru, tu poți să-ți alegi un alt broker cu care lucrezi. Și dacă ne uităm în portofoliul meu real de la Goldring, observăm cele patru acțiuni pe care le-am cumpărat deja. Luna viitoare voi veni și voi cumpăra acțiunile pe care am spus că vreau să le achiziționez și să le adaug în portofoliu. Acum, pe ce perioadă vreau să fac eu aceste investiții și care sunt? Potențialele câștiguri pe care eu pot să le obțin din această replicare. Păi, perioada pe care eu aș vrea să fac aceste investiții este de minim 10 ani. Adică pe mine nu mă interesează ce o să se întâmple cu piața mâine, nu o să mă intereseze ce se întâmplă la anul sau peste 2 ani. Pe mine mă interesează ce se întâmplă cu piața în 10 ani. Și atunci, ca eu să pot să fac o prognoză cât mai aproape de realitate, am nevoie să folosesc date statistice din trecut ca să pot să prognozez viitorul. Se va întâmpla 100% în viitor ce s-a întâmplat în trecut? Probabil nu. Dar altfel nu avem cum să facem o prognoză. Și am luat în felul următor. Am luat acest fișier pe care îl folosesc pentru prognoza pentru o perioadă de 10 ani și am pus datele statistice care mă interesează pe mine. Și anume, profitul anual să fie undeva pe la 18%, investiția inițială de 3000 de lei și să vină în fiecare lună să aloc câte 1000 de lei. Da, deci în fiecare lună aloc câte 1000 de lei, la fel cum am făcut și luna aceasta, la fel voi face și luna viitoare. La sfârșitul acestui an voi avea un portofoliu de 15.000 de lei. Este mult, este puțin? Dumnezeu știe. Vom vedea. În speță nu mă interesează ce se va întâmpla la sfârșitul acestui an și nici ce se va întâmpla la sfârșitul anului viitor. Unde se vor păstra aceleași date de intrare. Nici la sfârșitul anului 3 nu mă interesează foarte tare ce se întâmplă. Ce mă interesează pe mine ce se întâmplă la sfârșitul anului 10? Păi, la sfârșitul anului 10 voi avea în felul următor. Voi avea un portofoliu de 343.000 care va produce în medie 5.000 de lei pe lună. Astfel încât, de la începutul anului 11, eu o să pot să vin să retrag undeva la 5.000 de lei pe lună. Și portofoliul meu să rămână cam la aceeași valoare. 340-350.000 de lei pe lună să rămână în continuare valoarea portofoliului intactă, dar eu să pot să vin să retrag. Voi retrage în fiecare lună? Probabil nu. Probabil nu voi retrage în fiecare lună, dar e mai bine să ai de unde să retragi decât să nu ai de unde. Această sumă de bani aș retrage-o și aș da-o părinților mei, astfel încât ei să poată să beneficieze de un surplus pentru pensia lor. Cum arată evoluția portofoliului pe 5 ani? Păi iată, cam așa arată. Adică cu albastru este suma de bani pe care eu o depun în această perioadă de 5 ani, iar cu roșu este dobânda. Pentru următorii 10 ani observăm că dobânda devine mult mai mare decât banii pe care eu îi depun. Adică în, într-o perioadă de 10 ani eu ar trebui să câștig din aprecierea prețului pe acțiune, din aprecierea acestui portofoliu, mai mulți bani decât am depus eu în acest portofoliu. Și bineînțeles, în momentul în care vrei să obții mai mulți bani decât ai depus, ai nevoie în felul următor. Pe ei ai nevoie să știi profilul la risc, astfel încât să știi care sunt companiile care se potrivesc pentru portofoliul tău. Ai nevoie de un cont la un broker și ai nevoie de un fișier care să te ajute să faci această replicare a indicelui BET. Și eu am clienți care fac în mod activ replicarea acestui indice BET. Unii cu sume de bani mai mici, alții cu sume de bani mai mari, toți folosesc același fișier, toți au randamente pozitive și toți alocă o cantitate de timp foarte mică în fiecare lună, pentru a face această replicare și pentru a obține, la sfârșitul unei perioade de 10, 15, 20 de ani, randamente mult mai mari decât dacă ar ține banii la bancă. Și atunci am observat în zona de comentarii că sunt foarte mulți oameni care își doresc acest fișier. Ok. Eu sunt convins că te poate ajuta, pentru că observ că ajută pe alți oameni, mă ajută și pe mine în momentul în care fac această replicare. Însă, în momentul de față. Eu nu pot să ofer acest fișier gratuit. Nu pot să-l ofer. Și atunci, de ce nu pot să ofer acces gratuit la fișierul acesta de replicare a indiciului BET? Ce mă ține pe mine să ofer acces gratuit la, această, la acest fișier? Și avem câteva motive. Primul, primul motiv spune în felul următor. Eu am deja clienți care au plătit să primească acces la acest fișier. Acum, eu știu că pe tine nu te interesează că alți oameni au plătit. Dar nu ar fi corect față de ei ca eu să dau acest fișier gratuit pe internet în momentul în care i-au plătit deja. Da? Și atunci, dacă i-au plătit deja, înseamnă că acest fișier are valoare, înseamnă că ceea ce se prezintă aici are valoare, pentru că sunt oameni care au plătit deja pentru, acest, pentru a avea acces la, la acest fișier și pentru a putea să-l folosească în momentul în care vor să facă achiziții. Un al doilea motiv care mă ține departe de a oferi acces gratuit la acest fișier este că lucrurile gratuite sunt percepute ca fiind lipsite de valoare. Eu am mai ținut în trecut cursuri gratuite, am mai oferit fișiere gratuite. Problema este felul următor. Oamenii nu văd valoare în lucruri gratuite. Și atunci, chiar dacă l-ai primit gr gratuit, da, deci eu ți-aș da fișierul să-l folosești în mod gratuit, sunt șanse extraordinar de mari să nu-l folosești niciodată. Și atunci, toată munca mea ar fi în zadar. Eu nu vreau ca munca mea să fie în zadar. Tocmai din această cauză, în cazul în care consideri valoros acest fișier și vrei și tu să te apuci să investești pe BVB făcând pe o replicare simplă a indicelui BET, vei avea acces la acest fișier doar dacă ești cu adevărat motivat. Doar dacă ești cu adevărat motivat. Ce înseamnă să fii cu adevărat motivat? Păi înseamnă că ești sătul să ții banii la saltea sau într-un depozit bancar și să ți mănânce inflația și vrei să investești acești bani în replicarea indiciului BET cu un efort minim de maxim 10 minute pe lună, obținând cele mai bune rezultate, fără ca tu să fii nevoit să faci selecție de acțiuni. Și tocmai din această cauză eu m-am gândit în felul următor. Mă, dacă sunt atât de mulți oameni care vor acest fișier și vor să învețe să facă replicarea indicelui BET, am pregătit pentru tine în descriere un link unde poți să te înscrii la un curs care să-ți ofere acces la acest fișier și să-ți explice cum se face replicarea indicelui BET. Da? Deci eu împreună cu tine să facem un curs de două ore în care să ne întâlnim și să îți arăt cum se face replicarea indicelui BET, care este profilul tău la risc, care este prognoza pentru profilul tău la risc pentru următoarea perioadă. Acest curs nu o să-l fac de acum tot restul vieții, vreau să-l fac doar săptămâna viitoare pentru că pentru mine necesită o cantitate de timp destul de mare, tocmai în această cauză. Eu o să-l fac doar data viitoare. Dacă vrei să te înscrii, bineînțeles, acum este șansa ta, găsești un link în descriere, poți să-ți acolo datele de contact și voi reveni eu în cel mai scurt timp către tine cu un telefon. În lumea aceasta investițională este singurul mod prin care poți să investești doar cu 10 minute pe lună la bursă, adică doar replicarea indicelui BET. E bine să știi că se mai poate face această replicare și pe S&P 500 și în cazul în care vrei să vezi cum se face o replicare pe S&P 500, spune-mi în zona de comentarii, pentru că în momentul de față eu am început să fac o replicare și pe S&P 500 și în cazul în care există interes și pentru o astfel de replicare, voi face un video dedicat pentru acest lucru. Și acum haideți să tragem câteva concluzii. Replicarea indicelui VET în momentul de față are cele mai mici costuri comparate cu randamentele probabile. Cele mai mici costuri. Și când spun la costuri, nu mă refer doar la bani sau doar la comisioane. Deci nu ăsta este singurul mod prin care poți să măsori costuri. Când mă refer la costuri, mă refer și la implicarea emoțională și de timp, care sunt mult mai valoroase decât bani. Deci implicarea emoțională și de timp. Cât timp puteai să faci replicarea indicelui BET? 10 minute pe lună. Emoțional vorbind, păi tu nu mai faci selecție de acțiuni. Pe tine nu te mai interesează ce se întâmplă cu prețul pe acțiune astăzi. Și atunci implicarea ta emoțională este foarte aproape de zero. Acum, cine sunt cei care m-au determinat și pe mine să mă apuc să fac o replicare a indicelui BET? Păi clienții mei. Clienții mei sunt de vină pentru că în momentul în care eu mă întâlnesc cu ei și observ portofoliile lor investiționale, randamentele pe care le-au și timpul și energia pe care le depun pentru a dezvolta acest portofoliu, a trezit în mine invidie. Și am spus, nu, vreau și eu, vreau și eu ce aveți voi. Vreau și eu liniștea pe care o aveți voi, vreau și eu randamentele pe care le aveți voi, implicându-mă doar 10 minute pe lună. Tocmai din cauza aceasta am ales să pornesc și eu acest portofoliu pentru părinții mei. Da? Întrebarea este în felul următor. Eu puteam să obțin randamente mai mari făcând selecție de acțiuni, adică selectându-mi eu fiecare acțiune în parte? Și cel mai probabil, da. Cel mai probabil aș fi putut să fac randamente mai mari. Dar nu ăsta este scopul acestui portofoliu. Scopul acestui portofoliu nu este să obțin randamentele maxime. Scopul acestui portofoliu este să obțin randamente cât mai apropiate de piață, cu implicare din partea mea cât mai mică. Da? Comisioanele cât mai mici, implicare emoțională și de timp cât mai mică. Ăsta este scopul real, nu randamentul maxim. Pentru că randamentul maxim se face doar în momentul în care te implici emoțional și te implici cu timpul tău. Bineînțeles, Acum vor mai fi oameni care vor spune, da mă Cristi, dar dacă în 2025 va scade piața 25, 30, 50%, nu mai bine aștept până în anul 2025 și mă apuc atunci? Păi da, în fiecare an există posibilitatea să scadă piața. Această posibilitate nu se elimină niciodată, indiferent că anul acesta vor fi alegeri și la anul nu și așa mai departe. În fiecare an există șansa ca piața să scadă. Dar asta nu mă afectează pe mine în momentul ăsta, pentru că dacă scade piața în 2025, cum mă afectează pe mine? Păi pe mine mă interesează portofoliul ăsta pe 10 ani. Eu nu mă interesează ce se întâmplă cu el în 10 ani. Dacă piața scade în 2025, păi eu o să vin să cumpăr cu două mâini, pentru că piața este mult mai ieftină. Păi eu nu vreau să cumpăr mai ieftin? Ba da, vreau să cumpăr mai ieftin. Și în momentul în care piața este ieftină, păi vreau să cumpăr mai mult că de asta sunt investit. În momentul în care piața este ieftină, eu mi-maximizez randamentele. Acum, bineînțeles, nu să le maximizez mâine, pentru că nu pentru mâine este scopul, ci pentru următorii 10 ani. Da? Și atunci, dacă piața scade la anul, eu aș vrea să scadă acum. O să scadă 100%? Cel mai probabil nu. Vom vedea. Tocmai din cauza asta, prefer să aloc în fiecare lună această sumă de bani. În cazul în care la anul va scădea piața, probabil voi crește acest, această sumă investită în fiecare lună. Vom vedea până la anul. Tocmai din cauza asta, eu nu pot să mă potignesc că dacă scade piața la an. De ce nu pot să mă potignesc? Pentru că un pas făcut astăzi valorează de 100 de nu mă simt pregătit, de 100 de mi-e teamă că piața scade, de 100 de nu mă lasă soția sau nu mă lasă soțul. Un pas făcut astăzi valorează mai mult decât orice. De ce? Pentru că înseamnă acțiune. Pe mine mă -mi interesează un singur lucru în lumea asta. Acțiunea. Și acțiunea spune în felul următor. Du-te și cumpără acum pentru că nu știi ce se întâmple peste un an, peste doi, peste zece. Tocmai din această cauză am dezvoltat acest portofoliu astfel încât să mă asigur că eu nu mai stau la mâna pieței. Piața va crește în mod natural. Poate nu anul ăsta, poate nu la anul, dar în 10 ani cu siguranță va crește. Și bineînțeles, dacă ți-a plăcut acest video și l-ai găsit de ajutor, lasă un like, apreciază video și ia în calcul să te abonezi la canal. Și nu uita că ai link în descriere în cazul în care vrei să înveți și tu să faci această replicare, să te înscrii la un curs care să-ți arate pas cu pas cum se face această replicare și să primești acces la fișierul pe care ți l-am prezentat. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp, este posibil să deții în portofoliu personal o parte sau toate activele prezentate în acest video. Ce nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.